Bine ați venit pe canalul nostru! Înainte de a începe acest videoclip, nu uita de a te abona la acest canal și de a da un like pentru a ne susține. Abonarea este gratuită! Vă dorim vizionare plăcută! Exclusiv! Avem vești proaste! Artista cu numele de scenă Roxen Larisa Roxana Giurgiu a dispărut. De ceva timp aceasta a anunțat pe un Insta Story cum că o să ștergă șteargă conturile. Conform informațiilor media, aceasta suferă de boala secolului nostru, anume depresia. Artista a făcut niște declarații înainte să șteargă contul de Instagram pe grupul ei privat de fani. În continuare vom reda declarația ei. Poate că nimic nu este real și suntem cu toții victime ale propagandei. Până la urmă, toti vom muri și viața asta e o prostie oricum, așa că nu mai contează. Cel mai impresionant lucru e modul în care ne lăsăm să fim distruși. Dar n-are rost. În altă ordine de idei. Mă simt bine. Doar că am gânduri. E dureros cum oamenii care încearcă să ajute sunt etichetați ca fiind nebuni sau prea mult sau nu știu ce. Acel citat îi ajută doar pe cei care caută ajutor, la are o adâncime mai mare decât am crezut. Cred că aceste gânduri sunt din cauza laptelui stricat pe care l-am băut dimineața. Poate că nimic nu e real și suntem cu toții victime ale propagandei. Până la urmă, toti vom muri și viața asta e o prostie oricum, așa că nu mai contează. Prin intermediul acestui videoclip, sperăm să putem ajuta artista. Apelăm la fanii artistei, toate fancluburile pentru a încerca să o ajutăm să se simtă iubită. Roxen, te așteptăm înapoi!